Polițiștii din punctul de trecere a frontierei Siret au descoperit la finele săptămânii trecute, pe sensul de intrare în România, două tuturisme care aveau locașuri special amenajate în bordul acestora. Locașurile erau amenajate pentru transportul țigărilor de proveniență ucrainiană. În primul caz, într-un autoturism condus de un cetățean ucrainean, după un control efectuat la intrarea în țară, echipa din FAMA a descoperit într-un spațiu special amenajat 400 de pachete de țigări de proveniență ucraineană. Țigările în valoare de 600 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei. În al doilea caz, într-un autoturism condus tot de un cetățean ucrainean, au fost descoperite la fel într-un locaș special amenajat 220 de pachete de țigări. Țigările în valoare de 330 de lei au fost confiscate, iar șoferul Vehiculul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 5000 de lei. Autoturismele au fost ridicate în vederea confiscării, iar conducătorii acestora au primit interdicție de intrare în România pentru o perioadă de 5 ani.